Rock-ul nu va muri niciodată. Una din prietenele mele, Ramona, împreună cu soțul ei, Petre, au o fetiță, Raluca, de 15 anișori. Și uite cum, acum vreo câteva săptămâni, din vorbă în vorbă, îmi spune Ramona că fata lor, Raluca, este rockeriță, îi place muzica rock și că și-ar dori să meargă la un concert, Powerwolf, o trupă din Germania, de heavy metal. Când am auzit, gata, imediat mi s-a aprins beculețele, da? Și a zis, domne, trebuie să mă dau peste cap de trei ori, hopa, 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 da? Și să-i fac o bucurie fetiței. Mai ales când am auzit că este rockeriță, zic, o, ce mișto, fiindcă atunci când vorbesc cu copii, cu tineri și îi aud că le place să ascultă muzică bună, rock, disco, pop, da, mai ales cea veche, nu asta actuală. Acum n-am nimica, dar în ziua de astăzi ați văzut și voi sau ați auzit, muzica se face pe computer, apare o fufă, dă din sân și din picioare și mamă ce mișto, totul pe calculator, nu mai e live cu instrumente muzicale, în fine, gusturi și gusturi. Și să revin. Și m-am apucat cu ajutorul lui Nicol, am la legătura, am căutat cine este organizatorul, pac, o cerere, un telefon și între timp am vorbit și cu Raluca, era emoționată la telefon, am zis, hai copilul, o să mergem la concert. Bineînțeles că în același timp mă gândeam un pic, zic, băi, cum mă descurc eu cu Raluca, eu sunt orb, fata trebuie să aibă grijă de mine, să nu-i fie o povară, făceam și eu gânduri ca orice om, dar zic, na, copilul va avea grijă de mine, sunt sigur și totul va fi în regulă. Și uite că vineri a fost, nici nu mai știu, pe, nu, stați puțin să nu greșesc, luni, la ora 18:30, Raluca a venit acasă la noi să mă ia. Era o zi mohorâtă, o simțeam, dar eram fericit că a venit fata la noi și i-am zis, Raluca, uite așa, așa, i-am explicat să mă anunțe de bordurică, de alea, 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 alea. I-a văzut și ea pe Luis, Nelson, Fifi și Blue, dar și până zic, hai copilul, gata, plecăm la concert. Am ieșit frumos din bloc, eu în rucsac, bineînțeles, aveam, luasem, zic, luăm să avem luare niște apă, am mai luat ceva dulciuri de mâncare, silinga de noapte și, bineînțeles, m-am utilat, mi-am luat aparatura din dotare, adică camera video Sony, da, sport activ și telecomanda și două cabluri și bateria externă. Și apoi am plecat, mai mi-am luat un plover, am uitat, eram cu un rucsac, parcă eram melcu, un melc biped. Și am plecat cu fata, ne-am îndreptat spre stația de autobuz, o simțeam că este un pic crispată la început, avea mici emoții și am zis, Raluca, nu-ți fie teamă cu mine, totul este bine și va fi bine, da? Fata a zis, bun, mai râdea, mai spuneam eu câte o trăznaie. Am ajuns în stație la catedrală, la biserica catolică Sfânta Tereza și zic, ia uite-te tu în zare, te rog, vine vreun autobuz? Raluca m-a întrebat, cu ce autobuz mergem? Zic, cu 232 sau 116 și zic, dacă nu vine, o luăm pe jos, fiindcă eu tot timpul când plec undeva să mă întâlnesc sau la un spectacol, ceva, plec din timp, așa e felul meu, așa am fost crescut de mic și chiar când mă întâlneam cu o fată, preferam să ajung eu înainte cu un sfert de oră, dacă nu și mai bine, mi s-a întâmplat și să aștept eu să nu fiu așteptat. A venit 232, ne-am urcat în autobuz, pe la ușa din mijloc și apoi autobuzul și-a urmat cursul, nu mai era un trafic foarte aglomerat la ora aceea 6-7 fără 20, cam așa. Și după vreo 4 stații
Am ajuns la autogara Filaret. Am coborât acolo cu Raluca. Aceasta m-a ajutat, bineînțeles. Era grijulie cu mine și am mulțumit. Acum, în timp ce eu mi-aștern gândurile, lui Sică visează. Ia să vedem dacă văd că acum s-a oprit. Cum zic eu, visează că aleargă liber pe o pajiște. Și apoi am luat încet, încet cu Raluca pe lângă Parcul Carol, fost Libertății, și a zis hai să coborâm la stânga, adică să mergem spre intersecția 11 iunie cu calea, cu Bulevardul Mărășești și calea Filaret, aici sus, care venea. În timp ce mergeam cu Raluca la vale, copilul mi-a spus, stai că este o mașină pe trotuar cu numere de Bulgaria, trebuie să o luăm un pic pe stânga. Am luat-o pe stânga, că de mașinile stau pe trotuar, nu? Pe urmă mai era încă una, treci pe dreapta. Eu îi spuneam tot timpul, zic, Raluca, dacă ți-e greu să-mi spui, nu mi-e greu. Zic, bun, hai, când am ajuns jos la fântână, pentru cei care o știu, la intersecție, la ciupercă, cum îi zic, fântână arteziană, am intrat în parc, era de-abia 7:05. Am întrebat-o dacă putem să stăm pe bancă să fumez și eu o țigare. Raluca a zis, ok, ne-am așezat pe bancă. În timp ce stăteam, pe mine m-au năpădit amintirile, i-am spus fetei, scuite, în față avem muzeul, vis-a-vis de noi, muzeul tehnic, și când dreapta este mauzoleu, asta e alea principală, zic, când eram un mic, pe la vreo 3 ani, mă duceau părinții ai mei, veneam aici în parc, era un foișor unde iarna erau lebedele închise, frumoase, stăteau acolo, iar primăvara le dădeau drumul pe micul lac care este în Parcul Carol. Zic, mai sunt niște statui din piatră pe care cred că le-am urcat zeci de mii de copii, dacă nu mai mulți, lucește piatra, de când încercam să ne cățărăm fiind plichindei mici. Apoi am fumat țigara, zic, gata, hai să mergem. Ne-am ridicat, încet am pornit, am luat-o pe alea paralelă cu alea principală. Pe lângă noi treceau mămici cu copii, se mai auzeau chiar dacă era deja întuneric afară. I-am explicat, zic, Raluca, nu merge mult, o să vezi pe dreapta o casă de bilete, cum urcăm un pic în pantă, va fi pe stânga și probabil oameni. Și am ajuns. La un moment dat mi-a spus Raluca, după cât era vreo 100 de metri, 150, gata, am văzut, zic, știu copilul. Apoi am ajuns la intrare, acolo ne-am dus la casă, i-am spus tinerei din cușetă despre ce este vorba, Raluca a vrut să-i arate buletinul, dar n-a fost nevoie, doar vorba aceea, suntem oameni respectabili, prezentăm încredere, nu? Și am rugat-o pe tipa de la intrare, zic, nu vă sprați, am o rugăminte, eu fiind așa bătrân, zic, nu cred că voi rezista în picioare să stau 2-3 ore, se poate, vă rog frumos, un scaun, ceva? Și că da, bineînțeles, ne-a explicat și a zis, dacă nu rezolvați, o rugați pe tânără să vină înapoi și se rezolvă. Apoi am intrat cu Raluca, am trecut de poartă, la intrare erau cerberii, paza. Bineînțeles, ce aveți în rucsac? Întâi a întrebat-o pe Raluca, copilul avea așa două banane, sticluța cu apă și, a, nu, n-aveți, vă zic, chiar n-avem voie, nu, să le mănânce aici. S-a forțat, cred, un pic Raluca, că uite, nici n-am întrebat-o. Am mâncat fata bananele, bineînțeles că m-a întrebat și pe mine dacă vreau o banană, i-am mulțumit frumos și am spus că nu, sunt dulci și mănânc doar în cazuri de extremă urgență. Și apoi m-a întrebat și pe mine, dumneavoastră ce aveți în rucsac? Zic, eu sunt diabetic, insulină dependent, am un plover, am două chestii de stat pe jos, că mă gândeam dacă nu găsim scaune, un scaun ceva, eu nu mă așezam pe jos. Și zic, mai am și siringa, cum am spus, și mâncare. Și apoi a zis, ok, intrați.
și mă apropiam cu Raluca de corți, fiindcă acum la arene concertele fiind frig se țin doar în spațiul de jos, unde este pus un cort încălzit și acolo se țin spectacolele. În timp ce înaintam cu fata spre cort, auzeam ușa se tot întrea zdrang, 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 zdrang. Simțeam miros de fum, de țigare, mai mult. Am trecut pe lângă WC-ul ecologic, că mi-am dat seama că după puținul parfum, oameni care vorbeau, râdeau. Și apoi am intrat înăuntru. Când am intrat înăuntru, m-a luat un val de căldură, fiindcă era cald, și zic, aoleu, ce facem noi? Că totuși eram îmbrăcat cu țoară, dar pregătit ca să mă dezbrac în caz că este cald. Apoi am căutat cu Raluca locul unde ni s-a zis să întrebăm de o băncuță sau un scaun, ceva. Și cum n-am reușit să găsim pe cineva, am hotărât eu să rămân pe loc și la Luca, că mă duc înapoi la tipa de la intrare și vorbesc și mă întorc. Rezolvăm, zic, bineînțeles, copilul. Și s-a dus fata înapoi, a vorbit, apoi a venit cu un tip de la pază, acesta foarte drăguț, a zis să așteptăm o clipă. Și apoi s-a prezentat cu o băncuță de vreo 2 metri lungime, cu picioare rabatabile, și a zis, vă pun aici, dar în același timp am auzit din spate o tipă vorbind în engleză, de-aia cred că era româncă, vă rog nu aici, că nu ați vizibilitate. Avea și a săraca un stand cu lumânări, mi-a zis, și alte trăzne, mi-a zis Raluca. Și am spus, nu se poate, mai înainte pe dreapta, pe latura din dreapta. Și tipul a zis, ba da. Și ne-am dus cu tipul și a pus băncuța lângă peretele din dreapta al cortului. După noi veneau tipii cu berea, butoaiele de bere. Și formă în față era scena în dreapta noastră, cum stăteam noi, față de... vară, de anotimpul din vară, atunci când nu este cortul, arenele romane au scena pe stânga cu mintri. Acum, fiindcă era în cort, au mutat scena în partea dreaptă, cum ar fi spre spatele potcoavei. Și ne-am așezat frumos, ne-am scos din țoale, fiindcă era cald. Eu eram atent și la sunete, la vocile oamenilor, da? La tot ceea ce se întâmplă prejur. Venea cu un dam și de cartofi de aia prejur, de aia cu chimicale. Lumea era veselă și apoi la ora 8 și 5 a început concertul. Bineînțeles, țipete, lumea bucuroasă, parcă cei din deschidere se chemau ceva cu Hammer Gold, Hammer, nu mai știu, God Hammer. Eu țin să vă spun că eram un pic așa și curios, dar și nu speriat, e mult spun speriat, nu. Neliniștit că am zis, domne, am întrebat-o pe Raluca, zic, copilul, ce muzică este? E rock, dar ce stil? Thrash, dead metal, care alea nu-mi prea plac. Și că nu, power rock. Zic, ha, e bine. Și când a început Gagii, care a început bine, v-am găsit București, la, cum toți ziceau acolo în engleză, heavy metal, gata, hai, și a început. Mișto. Sunetul s-auzea ca lumea, îmi plăceau cum s-aud boxele, vibra banca sub mine, da, și luxăcelul țineam în stânga. Eram fericit pentru Raluca în mod special, o simțeam că se bucură. Da, o întrebam din când în când, vrei ceva, vrei să mănânci? Nu. Și pe urmă, la un dat zic, hai să mă apuc de operațiunea amintirii, filmarea. Și mi-am desfăcut frumos din rucsac și mi-am scos bateria externă, cele două cabluri, telecomanda care e sub formă de ceas pe care poți să vezi și camera. Am băgat cablurile încet, încet și apoi... i-am arătat și fetei prin zgomotul acela, fiindcă trebuia să țipăm. Uite așa, ăsta e butonul de rec, uite-te când s-a conectat, se vede imaginea,
pe ceas, pe telecomandă, da, bun, ăsta e rec, vezi, apeși, intră rec, pe urmă, când vrei să termini, iese din rec, bun. Și am dat fetiței să filmeze cea un pic, dar fiind minionă, doar în creștere, copila, am stat eu și zis, stai, tată, ce sunt eu așa căpcăun, gata, hai. Și m-am ridicat în picioare și am zis, Raluca, dă-mi, te rog, camera, telecomanda. Și stăteam, parcă eram Dan Grecu la inele, dar doar la un inel, cu mâna dreaptă ridicată în sus, deasupra capului meu. Fata, din când în când, că mi-a mărțea mâna, mai mă ghida ea la cot un pic cum să țin camera, mai lăsam mâna dreaptă, țineam cu mâna stângă. Am filmat câteva melodii la prima trupă din deschidere. Nu știu ce... cum a ieșit, fiindcă e altfel să stai pe scaun sau undeva mai sus decât scena, și eram și departe, că nu eram la intrare cum am intrat în cort, dar sper ca să se bucure cei care văd și cei care nu văd, că se va auzi sunetul pe contul de YouTube al meu, Gabriel Nicolescu. Și apoi s-a terminat cam după o oră, a ținut trupa din deschidere, oamenii fericiți. Am întrebat, Raluca, îți place? Da, îmi place. Copilul era, Raluca era îmbrăcată într-un tricou negru, mișto, și m-am bucurat. Zic, uite mă, zic, o fetiță la 15 ani care îi place rock-ul. Zic, mamă, ce mișto, zic, rock-ul va trăi tot timpul, va fi, nu va dispărea niciodată. Eram fericit. N-am nimic cu oamenii care ascultă manele, fiecare om ascultă ce gen vrea el, dar eu să nu particip la aceste evenimente, audiții. Am fost obligat de vreo două ori prin prisma conjuncturii, adică am fost la niște nunți și acolo, normal, trebuie să acceptăm tot ceea ce se difuzează. Dar în casă, la mine, nu veți găsi din toate CD-urile câte sunt și sunt, sau DVD-uri, nicio manea, măcar una. Îmi place muzica lăutărească, cea veche, da, muzica populară, dar asta ce a apărut după 90, pas, gata, mă reîntorc. În pauza dintre trupe, la un moment dat a început Tom Jones cu Delilah. Și eu i-am spus Raluci, zic, uite, melodia asta e veche, din anul așa, așa, zic, noi când eram ca tine, zic, la refren spuneam nu Dilara, ci Dilia, de la a fi un pic luat. Apoi mi-a plăcut, a intrat o melodie cu Ozzy Osbourne. Și Raluca mi-a zis, este Ozzy. Zic, da, copilul, bravo, mișto, mamă, creștea inima în mine. Zic, uite mă, ce știe fata, ce cultură muzicală are și pe rocăreală. Bun, frumos. Și apoi a început partea a doua, da, cu cei de la Power Wolf. A fost frumos, oamenii vibrau, știau refrenul la unele piese. Eu făceam gimnastică, filmam, da, așa cum puteam. Am filmat câteva melodii. Ce mi-a plăcut când îi auzeam pe oameni, pe tineri, cum cântă, mi-am dat seama, zic, domnule, aici cred că eu sunt cel mai hodoroc, cel mai bătrân dintre spectatori. Cam după mine așa, vârsta era de vârsta medie, să spunem undeva la un 25 de ani, și la un moment dat, lângă noi pe băncuță, mi-a spus Raluca, a venit un băiețel de aproximativ 10 ani, nu trecea de 10, și zic, oh, ce mișto, uite, și un prunc, un puș de 10 anișori cu părinții. Mișto. Raluca era fericită, ascultam și eu, îmi plăcea, dar cum timpul trecea, la ora 11 fără 5, cam așa, tipul solistul a zis, gata, goodbye Bucarest, goodbye Romania. Dar lui a început bis, bis, și surprinzător, gagii au mai ieșit la un bis. Noi am stat, am ascultat două melodii, dar pe urmă, cum Raluca era așteptat afară de tatăl ei Petre, trebuiau să plece acasă,
I-am zis, mai vrei să stăm sau mergem? Și fata mi-a zis, cred că puțin regret, nu, mergem, că e tati afară. Zic, gata, hai. Ne-am strâns jucăriile, apoi luându-ne la revedere în gând de la trupă, de la Paul Wolf, am ieșit încet din cort, oamenii cântau, fremătau, mi-a plăcut. Ieșind încet din cort, am simțit aerul rece de afară, dar eram îmbrăcați, și apoi înaintând încet, încet spre poartă, în gând mi-am zis, trebuie să mai vin cu Raluca, dacă bineînțeles părinții o lasă, să mai vin cu ea la concerte de muzică, da, de rocăreală, să-i fac o bucurie sau mai multe, da, în continuare, fiindcă merită. Asta mi-am pus eu așa în gând. Mi-am luat o promisiune. Am emoții acum, că mă gândesc la Raluca și la ceilalți tineri care, când, mă repet, îi aud, îmi spun, aflu că le place o carte să citească, să asculte o muzică bună, să meargă la un muzeu, să fie voluntari, să facă diferite acțiuni, crește inima în mine și am speranță că generațiile care vin vor face și ei la fel ca și noi, cu puterile lor sau chiar mai multe, să se schimbe în bine lumea asta. Apoi ne-am întâlnit cu Petre, ne-a întrebat cum a fost, am râs, am povestit pe scurt și mi-a sunat și eu soția, i-a zis, Tatiana, poți să vii să măi, vină, te rog, jos la ciupercă, la intrarea principală, te aștept acolo. Fata a zis, bun, așteaptă-mă. Și repejor mergeam cu Raluca în dreapta mea și Petre în stânga, am mai vorbit de una de alta, apoi am ajuns la ieșire, cum ei trebuiau să prindă mașina, autobuzul, le-am zis că aș fi stat de vorbă, mi-erau dragi amândoi încă mult timp, dar zic, hai, fugiți, și făceam să-i cu mâna că pierdeți autobuzul. Am pupat-o pe fată, i-am strâns mâna lui Petre și apoi aceștia s-au îndepărtat, iar eu stăteam și ascultam, încă mai cântau tipii încă o bucată, s-auzea, de fapt, trecuse la a patrulea bis, cred. Pe lângă mine era, nu erau oameni, era doar un cuplu mai în spate la vreo 30 de metri și stând așa în acea liniște, fiindcă se auzea foarte slab sunetul de la arene și o mașină trecând din când în când, aerul nopții era plăcut, aș fi stat atunci în parc, chiar dacă era 11 și era răcoare, și zic, hai să-mi aprind un pai, cum zic eu, o țigare, și mi-a prins o țigare. Și cum o aprind, dragul fum, aud o voce. Bineînțeles că ți-a prins o țigare. Zic, o, prea, zic, a venit garda. Era tatiera. M-am îndreptat spre, m-am întors cu fața. Era la vreo 10 metri oprise mașina, 15, și m-am îndreptat așa în ceșor spre ea. Ce faci? Zic, bine. Zic, stai așa că încă n-aud, că de la muzica tare, care îmi place. Zic, mai aveam urechile înfundate încă și înghițeam în sec. Da, fumez, zic, hai. Zic, te rog, nu-mi strica seara, silans. Apoi ne-am urcat în mașină, culmea, când a pus contactul Tatiana, că noi stăm pe Rock FM, pe radio, era chiar o bucată cu Power Wolf, se termina. Mișto, zic, ia uite, bă, ce frumos. Apoi Tatiana m-a întrebat cum a fost, ea a întors, a făcut stânga și a urcat pe dealul Filaret, i-am povestit că a fost frumos, i-am povestit că sunt bucuros, că i-am făcut o bucurie lui Raluca și cred că va avea această amintire toată viața, că un prieten de, bătrân de 60 de ani a scos-o la acest concert. Și apoi am ajuns acasă. Acasă, când am intrat, toate animăluțele ne așteptam, am vorbit cu fiecare, i-am mângâiat și asta a fost seara frumoasă petrecută la un concert de heavy metal, yes, a fost mișto, acum va urma un alt concert, da, vom merge, Raluca și cu mine, sper, și în rest ce să vă zic, amintiri frumoase,
nu? Care mie unul mă face să mă simt, să mă încarc cu energie, să-mi aduc aminte de tinerețe, da? Și nu vreau să vorbesc de momente mai triste acum. A fost o seară frumoasă și tinerei mele prietene, Raluca, da? Îi promit că vom mai merge. Pe curând!